Amenajarea primelor stații de încărcare electronică auto din municipiul Călăraș a intrat în linie dreaptă. Potrivit contractului de proiectare și execuție, semnat în cursul zilei de 9 iulie, în aproximativ 3 luni, cele 4 puncte de încărcare autoelectrică vor fi finalizate. Acestea se vor regăsi în următoarele locații: strada Flacăra, parcarea sediu primărie 2, zona bulevardul 1 mai, parcarea Spitalului Județean de Urgență Călăraș, strada Stejarului în zona parcare Banc Post, zona Centru Sera, strada 1848, intersecție cu strada București. La fiecare stație de reîncărcare pot fi alimentate 3 autovehicule simultan, astfel că prin proiect vor fi amenajate și câte 3 locuri de parcare cu această destinație. Odată cu finalizarea acestui proiect, municipiul Călăraș va fi printre primele UAT-uri din țară cu stații de încărcare autoelectrică, amenajate cu ajutorul finanțării obținute din partea administrației Fondului pentru Mediu.